Salutare! De această dată suntem pe OLX și o să facem o așa zisă vânătoare de samsari. Mai foarte ușor de descoperit, nu vrăjeli, car vertical, reclame și alte aboreli. Foarte simplu. Vreau să arătăm pentru orice om să vadă ce ușor să pot găsi. În primul rând, un samsar întotdeauna va fi tentat să acopere numărul de matriculare. Vedeți aici, da? Intrăm de curiozitate. Numărul acoperit, blurat. Semn că are ceva de ascuns. La spate, de asemenea, sunt acoperite. Priviți felul cum fac pozele samsarii. Întotdeauna lasă scaunele foarte mult lăsate pe spate. Asta e un semn distinctiv. Alt semn că mașina este măsluită. Priviți cât de curată este. Perfectă, ca nouă. O mașină la vechimea asta n-are cum să arate așa de curată. Este din 2010. 292 de mii de kilometri, spune. Capacitatea de trimis. Fac pariu cu oricine că nu ai cum să ai mașina așa de curată. Oricât de bine ai avea grijă de ea. Acest detaliu este foarte important. Mașina a fost spălată, curățată și cine vede mașina zice că uite ce bine a întreținut-o. Un amator va mușca întotdeauna momeala. Exemplu numărul 2. Alt exemplu, un Porsche Cayenne Turbo din 2008, 9900 de euro. De asemenea, numerele acoperite. Se vede că numerele de bihor, restul e acoperit. Da? Uită la poză. Observați, scaunele sunt lăsate pe spate. Semn distinctiv, cum am zis mai devreme, că este de samsar. Și o să vă arăt și dovada. Că nu are doar o mașină. Dăm aici anunțurile utilizatorului. Foarte simplu. Ia vedeți cât de mașini mare la vânzare. Una, două, trei, patru. Ce are patru mașini în afară de asta? Ce proprietar își permite să țină patru mașini curte? Avem și un anunț cu Volvo. Anunț fără număr trecut. Fără numere. Vedeți, scaunele sunt lăsate pe spate. În 99% din anunțurile samsarului, întotdeauna scaune sunt lăsate mulți pe spate. Toți au boala asta. 10.700 de euro din 2016, 163.000 de kilometri. Să vedem la descriere. Mașina este impecabilă cât tehnic și optic, fără accidente, elemente vopsite, full istoric, distribuția schimbată de 2000. Se poate scoate numere roșii pe 3 luni. Deci clar, mașina a fost luată pentru a fi vândută. Nu e niciun caz proprietar și a pus anunțul pe Autovid ca să nu vedem pe OLX ce alte anunțuri mai are. Pe Autovid plătești ca să pui anunț. Proprietarii de obicei nu prea pun pe Autovid. Unul din județe unde este Raiul Samsarilor, în Pitești. Am trecut de multe ori prin Pitești și în Pitești, clar, sunt șanse foarte mari să o muști. Ia vedeți, numărul ascuns. Să nu se vadă cumva ce număr are. Interiorul arată perfect. Semn că a fost curățată. Mașina secundară cum să arată așa de bine la interior. Din anul 2012, vedeți? Ce curată e. Perfectă și în spate, parcă e nouă. Automată 2012, 280.000 de kilometri. Acești kilometri, o mașină de genul ăsta are doar dacă a fost lovită. 200.000 de kilometri, un seria 5, îi face în primii 5-6 ani, mai ales dacă este în Germania. Dar numai românii cred că poate să aibă 280.000 de 8 ani un BMW. Mașina are kilometri reali, nu dați înapoi, nu scoate gram de fum. Înseamnă că e electrică și nu știm noi. Dacă nu scoatem de gram. Ia vedeți aici. Preț ușor negociabil, în limita bunui simț. Pentru variante, prețul este la 13.500. Păi, asta este... El este oricum disperat să o dea și 13.500, iar prețul ei 12.490. Mai vrea încă 1.000 de euro. Întotdeauna samsarii mai cer 1.000 de euro în plus la variante, dacă vor să facă schimb. Hai să vedem ce anunțuri mai are băiatul ăsta. Tot ale lui sunt. Mare un Porsche Panamera, Porsche Panamera, scrie de două ori. Am mai pus anunțul ăsta. Jante cu anvelope Pirelli. Apartament cu 3 camere. Și vă dați seama ce fel de mașini poate să vândă dacă are o mașină de
12.000 și una de 26.000. Intrăm și pe anunțul Panamera. Tot al lui. Această dată l-a pus pe Autovit. Tot numere acoperite. Numere acoperite și pe spate. Scaunele lăsate mult pe spate, cum am zis. Deci primul semn. Când ai văzut scaunele date așa, clar că evita anunțul. Aici și mai surprinzător. 2013, doar 182.000 de kilometri. Motor de 3 litri. 258 de cai putere. Deci dacă voi credeți așa ceva, treaba voastră. O mașină de genul ăsta nu poate să aibă atâți kilometri de puțini decât dacă a fost lovită. Sau un caz excepțional, dacă proprietarul a murit sau cine știe ce s-a întâmplat. Sau s-a îmbolnăvit. Vedeți aici. Un singur proprietar la mașină. Deci el la amândouă e un singur proprietar. Nu, numai la primul proprietar. Accep și diferențe. Preț 28.000 de euro. Iar prețul ei este de 26.450. Să ne distrăm puțin cu acest anunț. Scrie 2017 decât 9.000 de kilometri. Păi ăla a fost prost să meargă decât 9.000 de kilometri la o mașină așa de scumpă. 70.000 de euro. Un alt BMW făcut pentru vânzare. Fără numere. Să vedem, el are nici măcar numere. Perfect curat. Scaunele date pe spate. La fel cum am zis. Proprietar 2011, 2 litri. Pentru pretențioși și cunoscători. Deci care nu sunt cunoscători, n-au acces la mașină. Numere acoperite. Se vede foarte bine. Doar ne arată trapa. Hai să vă arătăm aici o surpriză. 3 litri, 286 cv, 16.500, X5, 2008, 130.000 de kilometri. Deci vă dați seama, doar 130.000 a mers. Nu cumva mai mult. Genul ăsta de mașini merg cel puțin 230.000. Din 2008, calculați numai 20.000 de kilometri pe an. Vedeți cât de ușor se poate descoperi că cineva vrea să te mintă și nu are rost să mai dai banii pe nicio serie, pe nimic. Și doar să le viți. Numere acoperite, încă o dată. Poze foarte bune. Mașini perfect curate. Scaunele date pe spate. Toți au aceleași obiceiuri. Vedeți aici pozele astea, multe. Un proprietar rar va face atâtea poze să le bage. Așa. 2016, 169.000 km. Accept variante la 40.000. Plus minus diferența. Iar ea este 37.500. Deci variante mai vrea și bani în plus. Dăm la anunțurile utilizatorului. Vedeți câte mașini are în afară de asta. Haideți că băiatul ăsta chiar e tare. Mare mașini. Are și un Infiniti la 3400, un RS4, un Serie 5, o Skoda Fabia, un Ford Maverick, un Citroen C5, un Hyundai X. Și în afară de acea mașină mare postate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și cu asta 13. Are 13 mașini la vânzare. Cât de gâscan să fii să te duci să cumperi de la un asemenea om care are 13 mașini? Care dintre voi are 13 mașini la vânzare? Adică nimeni nu e așa de bogat să aibă 13 mașini la vânzare și toate să fie bune și cum ziceam, are mai mult de una, două la vânzare, clar, ocolește-l și treci mai departe. Șansa să găsești ceva bun este foarte, foarte mică, din propria experiență. Am verificat sute și mii de mașini, dar întotdeauna când nimeri anunțuri de astea, e clar, îți pierzi timpul degeaba.
Bineînțeles, dacă te pricepi. Dacă nu te pricepi, crezi că ai dat mare lovitură. Așa să prind samsarii foarte ușor, vezi câte anunțuri au, cum le construiesc anunțurile și nu mai dai banii pe nicio serie, pe nimic. Pierzi timpul degeaba. La ce să dai banii pe serie când știi clar că e pe calea alea, uitați-o. 2008, motor de 3266 de km. Poate să-i spună lui Mutu, kilometri ăștia. Variante la 10.000.